Yo! Am făcut un borș de curcan cu tăiței de casă. Curcanul era cam de vârsta mea. Curcanul era cam de vârsta mea și o fie foarte greu. L-am băgat la oală sub presiune. Și foarte bine, mulțumesc Mihaela pentru sfat. Deci dacă găina bătrână face zeama bună, dar o vrem și repede, să o facă și repede, nu? Și atunci o fiem la ora sub presiune. Și în spate mătușa mea, care tace. Și tata, să rămână. Filmez în momentul ăsta pentru că două secrete mici de bucătărie. Tăiței proaspeți, avem tăiței de casă proaspeți. Ei se pun în ciorba care fierbe, bineînțeles, dar când și când oprim aragazul? Un secret, o chestie care știu de la mama mea și l-am testat-o de mai multe ori, fără să o ascult și am greșit, când am ascultat-o, a fost bine. Tăiței de casă fierb foarte repede. Dacă îi fierb mai mult decât trebuie, să fac piure. Nu sunt ok. Se dezintegrează. Și atunci, întorc camera. La mine, deci oala fierbe, am pus tăiței, da? Îi pun, să citez un termen, în ploaie, da? Îi pun în ploaie. Ok. Și în momentul în care îl pun la foc mic, dau la foc mic, apa se va opri din fiert. Apa se va opri din fiert pentru că n-am, o să ia fizic vorbind de energie, trebuie să ajungă și tăiții la temperatura borșului, nu știu ce. Na? Bun. Ei, în momentul în care ciorba începe să fiarbă iar, să clocotească, ai oprit aragazul. Atunci, nu-i, nu lași să fiarbă deloc. Deci, pun din nou capacul pe oală, iar în momentul în care apa începe să borborosească, atunci am oprit aragazul. Ăsta e un secret de bucătărie. Am încercat să le fier mai mult, o ieși nașpa. Iar al doilea mic secret care l-am descoperit singur, adică nu l-am văzut pe nicăieri și n-am observat, nu mi-a zis nimeni, n-am citit nicăieri, mi-am dat seama singur, adică e o chestie faină. În timp ce am fiert pe capacul respectiv, chestia asta sunt grăsimi, după cum se vede, am lăsat urmă, grăsimos așa pe capac. În momentul în care am oprit aragazul, fix în momentul în care am oprit aragazul, iau capacul și-l spăl, atunci, pe loc. Pentru că grăsimea e clocotită și se duce repede, nu? Deci se duce repede pe capac, iar pe capac nu se va mai pune decât aburi, apă. Capacele, dacă le lași, trebuie să le moi, să n-au o formă normală, nu știu ce. Ei, atunci, pe loc, în momentul în care am oprit aragazul, spăl capacul. Păi îl pun înapoi pe oală. Încercați chestia asta. Deci, cele două, tăiței, ei pus, dați înapoi, nu mai repet. Știu, am fost profesor, nu mai, gata. Nu mai repet. Încercați aceste două secrete să-mi spuneți dacă e ok. Ceau. M-am întors pentru încă o chestie, pentru limonada săracului. Știți limonada săracului? Cât o mai rămas din borș? Am făcut ciorbă de borș de curcan cu tăiței de casă. Cât o mai rămas din borș? Atât mi-a rămas. L-am pus într-un pahar. Jumate cu apă de la frigider, gheață și o linguriță de zahăr. Deci în această cană avem borș, apă rece de la frigider și o linguriță de zahăr. Încercați. Șusta numărul 3. 3. Limonada săracului. Încercați și asta.